Imunizarea se face cu Pfizer-BioNTech sau Moderna, iar centrul de la Spitalul din Buftea va funcționa între 8 dimineața și miezul nopții. Andrei Ștefan e acolo și ne aduce mai multe detalii. Bună dimineața, Andrei! Bună dimineața, ne aflăm la Spitalul de Obstetrică Ginecologie din Buftea, unde în perioada 14-16 mai, de astăzi până duminică mai exact, are loc un maraton de imunizare anticovid. Nici aici nu este nevoie de programare, trebuie precizat acest lucru. Se poate veni doar prin prezentarea cărții de identitate valabile pentru imunizarea cu serurile Pfizer-BioNTech sau Moderna. Potrivit reprezentanților Consiliului Județean Ilfov, programul va fi unul extins cu 4 ore, mai exact de la 8 dimineața până la orele 24. Între orele 22 și 24, persoanele care se îndreaptă spre centrul de vaccinare Buftea sunt exceptate de restricțiile de trafic impuse de starea de alertă, la fel și cei care fac dovada vaccinării. Organizatorii își propun vaccinarea a 800 de persoane pe zi pe durata maratonului. Beneficiare sunt în principal persoanele cu vârsta de peste 65 de ani, nedeplasabile și personalul din 28 de centre de îngrijire pentru vârstnici din județ. Mă refer aici la anumite echipe mobile care îi vor vaccina anticovid pe toată raza județului Ilfov, pentru că acest maraton se adresează și grupurilor defavorizate. Acest maraton al vaccinării este un gest de normalitate, solidaritate și mai ales de responsabilitate, a declarat Hubert Tuma, președintele Consiliului Județean Ilfov. Mulțumesc, Andrei. Relaxarea măsurilor vine cu vești bune și pentru microbiști. În doar o lună, suporterii vor reveni pe stadioane. Premierul Florin Câțu a anunțat că finala Cupei României se va disputa pe 22 mai cu spectatori în tribune. Premierul Florin Câțu a anunțat că ziua de 22 mai va fi o zi importantă, deoarece toți miniștrii vor ieși în stradă pentru a susține campania de vaccinare din țară. De asemenea, microbiștii vor avea parte de primul meci cu spectatori de la începutul pandemiei încoace. Vaccinarea, campania de vaccinare continuă. Miniștrii, secretarii de stat, tot cabinetul, iese în stradă în 22 mai pentru susținerea campaniei de vaccinare. Trebuie să avem o campanie în care vom fi prezenți în toată țara. Și știu că și pe 22 mai se joacă și finala Cupei României. Este un eveniment în care vom avea spectatori. Sper să ajung și eu la finala Cupei României. Dacă se poate, joacă Universitatea, joacă Craiova, așa că s-ar putea să fiu și eu acolo. O zi importantă, 22 mai, guvernul în stradă și seara avem Cupa României. Cred că este primul eveniment sportiv la care vrem să avem spectatori după această perioadă și pe care nu aș vrea să-l ratez. Cred că o să fiu la teatru sâmbătă, la un eveniment cultural cu spectatori. Deci începem să revenim la normalitate. Florin Câțu a anunțat și că semnalele în ceea ce privește pandemia sunt bune acum, iar asta se datorează în mare parte românilor care vor să se vaccineze. Capitala a intrat oficial în scenariul verde. Autoritățile au anunțat noi măsuri de relaxare după ce rata de infectare a coborât de câteva zile sub 1,5 la 1000 de locuitori. Potrivit prefectului Alin Stoica, localurile pot fi ocupate pe jumătate. De asemenea, sunt permise spectacolele în aer liber cu cel mult 300 de spectatori. Prefectul Capitalei Alin Stoica a anunțat că Bucureștiul a trecut în scenariul verde, ceea ce înseamnă că gradul de ocupare este de 50% în ceea ce privește organizarea de spectacole și funcționarea restaurantelor la interior. În scenariul verde se mărește capacitatea sălilor de spectacol și nu doar a sălilor de spectacol, ci a tuturor instituțiilor de spectacol care au locuri organizate cu scaune gen teatre de vară sau cinematografe de vară. Funcționează la capacitate de 50%, în limita a 500 de locuri. Restaurantele funcționează la capacitate 50%. Se pot organiza evenimente culturale, nu doar concerte, cu 300 de oameni în aer liber, spectacole de tip drive-in și jocurile de noroc, la fel, sălile sunt deschise. Scăderea numărului de infecții cu SARS-CoV-2 din București este invers proporțională cu numărul persoanelor vaccinate, a mai anunțat șeful Capitalei. Am depășit astăzi 1 milion de oameni care și-au făcut vaccinul cel puțin o doză. Adică avem 1 milion de oameni care doresc să se vaccineze, aproximativ 600.000 dintre ei doar cu prima doză, deocamdată. Dar este un element foarte încurajator, pentru că înseamnă că foarte mulți dintre bucureșteni doresc și vor fi vaccinați cu două doze în scurt timp. De asemenea, vrem să ajungem la 20.000 de
vaccinuri pe zi și în sensul acesta se vor deschide noi puncte de vaccinare tip drive-thru. Unul a fost deschis chiar astăzi, este un centru în premieră organizat de zona privată. Chiar dacă rata de infectare în capitală a scăzut de câteva zile sub 1,5, autoritățile ne reamintesc că măsurile sanitare trebuie respectate în continuare. Această pandemie nu s-a terminat, din păcate, și trebuie să păstrăm în continuare măsurile sanitare, și anume dezinfectarea, evitarea aglomerării, acolo unde este necesar purtarea măștii și, evident, să încurajăm pe toată lumea să vaccineze. Cu cât ne vom vaccina mai mulți, vom scăpa mai repede de această situație. Pericol în capitală, mai mulți bucureșteni au trăit clipe de groază aseară în jurul orei 21. În autobuzul cu care circulau au fost trase focuri de armă. Totul s-a petrecut în sectorul 1. Colega mea, Gabriela Mihai, are toate informațiile despre cele întâmplate. Bună dimineața, Gabriela! Bună dimineața! Incidentul a avut loc aseară, orei 9 și jumătate, în zona cartierului București Noi, acolo unde a sunat o persoană la numărul de urgență 112 și a anunțat că a auzit un zgomot puternic, iar ulterior s-a spart geamul autobuzului în care acesta se afla. La acea oră în autobuz se aflau 5-6 persoane, niciuna dintre persoane nu a fost rănită, însă la fața locului au ajuns polițiști secției 5, au făcut cercetări și au constatat că au găsit o bilă metalică de mici dimensiuni. În aceste momente se fac cercetări de Serviciul de Arme Explozive și Substanțe Periculoase pentru a vedea cu exactitate cui aparține, dacă aparține cuiva acea bilă metalică, cine ar fi fost cel care a tras în autobuzul cu călători, dacă a fost o intenție sau cum s-a întâmplat totul. Este așadar deschis un dosar penal în aceste momente, INREM. Se fac cercetări pentru a vedea cu exactitate ce s-a întâmplat. Vă reamintesc că vorbim despre un incident în sectorul 1 al capitalei care s-a petrecut aseară în jurul orei 9 și jumătate. Mulțumesc, Gabriela! Ministrul Educației a declarat joi pentru B1 TV că în platforma de vaccinare sunt înregistrați 155.000 de angajați din învățământ, din care peste 145.000 sunt vaccinați și cu rapel. Acestora li se adaugă cei care s-au vaccinat la maraton sau în centrele drive-thru. Întrebat ce se întâmplă cu profesorii care refuză vaccinarea și vin la catedră, Câmpeanu și-a manifestat speranța că numărul acestora va scădea. Și procentul educatorilor sau a cadrelor din sistem care s-au vaccinat a mai crescut? Cum stăm? Cel puțin 155.000 de angajați, care înseamnă peste 44% din totalul angajaților. Dacă ne raportăm la cadre didactice, sunt peste 50%. Ministrul Educației a fost întrebat ce se întâmplă cu profesorii care refuză vaccinarea și vin la catedră. Vaccinarea este și trebuie să rămână un act voluntar. Okay. Pe de altă parte, deciziile trebuie să fie luate în cunoștință de cauză. Cred că eforturile pe care Ministerul Educației le-a făcut prin campania Vaccinare și Testare pentru Învățare, în care secretar de stat din Ministerul Educației în fiecare județ a mers asistat de către persoane cu competențe medicale, au reușit să răspundă întrebărilor angajaților din învățământ, a reușit să ridice un pic procentul celor care au reușit să se edifice și au decis să se vaccineze. Sorin Câmpeanu a explicat și dacă profesorii care refuză vaccinarea ar trebui sau nu să fie testați anticovid în fiecare zi. Testarea în fiecare zi nu cred că este o soluție realistă. Testarea la intervale mai mari, poate săptămânal, nu știu, ar putea să fie o soluție. Pentru cei care, spre exemplu, au contraindicații certificate medical în privința vaccinării, și mai sunt, îmi place să cred din ce în ce mai puțin, acei profesori care sunt arunduieli. Guvernul a pus la punct ultimele detalii din Planul Național de Redresare și Reziliență. Premierul Florin Câțu susține că proiectul prezentat de țara noastră Comisiei Europene este cel mai bun din Uniune și că România va absorbi cele 29,2 miliarde de euro. Am fost acolo ca să ne asigurăm că suntem pe drumul cel bun cu PNR, vreau să fie un program care să fie aprobat în momentul în care este depus. Și am prezentat Comisiei Europene obiectivele noastre în ceea ce privește reforma, obiectivele noastre în ceea ce privește economia și modul în care PNRR
va susține următoarea perioadă creșterea economică, dar și reformele. Acest concept paper a fost foarte bine primit de Comisia Europeană. Ați văzut și noastră și remarca doamnei președinte Ursula, care a spus foarte clar că România face progres în ceea ce privește reformele, este pe baza acestui document, dar și pe ceea ce ne-am asigurat. Câteva dintre obiective, unele dintre ele mai ușor de atins, creștere economică peste media Uniunii Europene, reducem deficitele bugetare și aici am avut discuții și cu domnul vicepreședinte Dombrovskis, pe care l-am asigurat că rămânem pe traiectoria din strategia fiscală bugetară de reducere a deficitului. Am primit susținere din partea unui vicepreședinte. Avem capacitatea să folosim toți banii, toți cei 29,2 miliarde. România are nevoie de aceste resurse și că putem să folosim acești bani fără să punem în pericol sustenabilitatea sau stabilitatea fiscală a României. Deci rămânem pe aceeași traiectorie fiscală cu acest plan de 29,2 miliarde. Răspunsul este clar, ferm, România va depune un PNRR cu toată suma, 29,2 miliarde de euro. Forma pensiilor, care va fi derulată în perioada următoare și care are rolul de a asigura sustenabilitatea sistemului de pensii în România. Este o reformă fiscală, reforma salarizării, în care știți foarte bine, obiectivul este acela de a avea o legătură directă între performanță și venit și nu mai, și să eliminăm partea subiectivă. Reforma administrației publice, prin reducerea mobilității în rândul funcționarilor publici și a asigura o carieră, un mod transparent de a avea o carieră în administrația publică. Dar cele 29,2 miliarde de euro de la Uniunea Europeană nu vin în orice condiții. Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene a anunțat o serie de reforme odată cu implementarea Programului Național de Redresare și Reziliență a României. PNRR va aduce reforma pensiilor, tăierea pensiilor speciale, dar și schimbări în instituțiile de stat. Am scris împreună cu domnul prim-ministru acest concept paper pe care l-am trimis înaintea vizitei La Bruxelles, care este o trecere în revistă a reformelor majore care vor fi prinse în PNRR, cu detalieri acolo unde au fost cerute de către Comisie. Și acest concept paper a fost baza de discuție pentru toate întâlnirile pe care le-am avut. Și a fost foarte bine primit, inclusiv ați văzut în tweet-ul președintei Comisiei Europene, s-a referit în mod explicit la aceste reforme. Și asta este o chestiune pe care eu am mai subliniat-o în mai multe intervenții publice, dar știu că întotdeauna este mai atrăgător să vorbim despre partea de investiții. PNRR este un instrument de reforme. Pentru asta a fost inventat. Fără reforme substanțiale nu va trece acest plan. Vorbim de reforma pensiilor și aici avem un clar deadline de a trimite legea în Parlament anul ăsta și niște elemente care presupune o indexare a pensiilor clară, bazată pe obiective statistice, nu pe decizii din pix și decizii politice. De asemenea, reducerea pensiilor speciale în limitele pe care le permite Curtea Constituțională, dar acest guvern își asumă o reformă serioasă a pensiilor speciale. O reformă a companiilor de stat. Vom avea un proces de audit la toate companiile de stat. Vom elimina din legea privitoare la companiile de stat, la managementul companiilor de stat, vom elimina acele excepții băgate de PSD ALDE în anii anteriori. Excepția de la profesionalism este o aberație și atunci vom scoate acea listă de excepții. Toate companiile de stat din România trebuie să treacă printr-un proces de audit, profesionalizare, numirea politică a bordurilor. Și vor fi supravegheate de către un departament special de la SGG care va face politica statului român în ce privește companiile de stat. Asta a fost o observație, o recomandare de țară care apare în ultimele 5 rapoarte ale Comisiei Europene, dacă vă uitați în urmă, că România nu are o politică clară și nu are o entitate care să se ocupe de companiile de stat. Vom crea această entitate la SGG, care va avea indicatori de performanță pentru toate companiile de stat și va avea un plan de reformă, închidere acolo unde este cazul și legare a salariilor
din conducerea companiei de stat de obiective de performanță. Deci trebuie să facem din companiile de stat o sursă de a aduce bani la buget, nu o sursă de a se scurge bogăție din averea publică. Premierul Florin Câțu cere ca toate informațiile care arată diferențe în raportarea deceselor COVID-19 să fie făcute publice. I-am cerut Ministrului Sănătății să prezinte public întreg raportul privind decesele COVID, să fim transparenți și să îmbunătățim procedura acolo unde e necesar, astfel încât să nu mai existe erori de raportare indiferent de cauza lor. M-am uitat pe raport, datele INS și cele din CoronaForms sunt în proporție de 96% aceleași, a scris prim-ministrul pe contul său de Facebook. Fostul ministru al Sănătății, Nelu Tătaru, a oferit explicații pentru P1 TV despre speculațiile privind raportarea deceselor. Anul trecut, când a început curentul anti, eram acuzați că avem prea mulți morți de COVID. Acum a început partea cealaltă. Sunt prea puțini, afirma Nelu Tătaru. Nu știu, poate fi vorba de morți ascunși de guvern. Dacă la început alertă MS era cel care culegea din raportările fiecărui spital și erau la nivel numeric, statistic, CoronaForms, care a intrat din octombrie, a fost acea platformă care efectiv a nominalizat fiecare deces în parte. De aceea avem și evaluarea sau reevaluarea deceselor începând cu octombrie. Am auzit un pic chiar și astăzi angrenată și ideea că sunt unii care până la urmă erau morți de COVID și nu au fost trecuți, sunt alții care nu au fost morți de COVID și au fost... Deci s-a aglomerat puțin în spațiul public cu această discuție care duce cumva într-o zonă de neprofesionalism ce s-a întâmplat până acum. Nu vă deranjează că a fost ministru ce se discută acum? Nu neapărat deranjat pe mine. Deranjat un corp medical care a muncit un an de zile și care a luptat cu această pandemie de la început cu niște mâini goale și raportând fiecare infecție SARS-CoV-2, uneori făcându-se la fiecare decedat și necropsia pentru a putea vedea dacă într-adevăr este un deces de cauză COVID. Cred că când, eu știu, de pe 15 mai anul trecut, când a avut primele măsuri de relaxări și am început deja să avem și curentul anti, eram acuzați că avem prea mulți COVID. Acum am început partea cealaltă. Sunt prea puțini. Premierul Florin Câțu este alături de conducerea Universității de Medicină și Farmacie din Iași. Instituția a hotărât că la examene pot participa doar studenții vaccinați sau cei care prezintă un test negativ. Florin Câțu spune că astfel de măsuri sunt necesare pentru a nu transmite mai departe boala. Cred că astfel de măsuri se iau pentru a ne asigura că nu răspândim mai departe boala și de aceea se încearcă a se crea un mediu sigur pentru cei care participă la acest examen. Percheziții de amploare la Buzău, o captură impresionantă de 15 milioane de țigări ilegale au fost confiscate de polițiști. Procurorii DICOT au condus 15 suspecți la audieri. Dacă vor fi găsiți vinovați, aceștia riscă angrei de închisoare. Mai mulți contrabandiști care sperau să facă bani frumoși din vânzarea de țigări aduse din Republica Moldova au intrat în vizorul oamenilor legii. Polițiștii și procurorii DICOT au descins la Buzău pentru a depista rețeaua de contrabandiști. În urma verificărilor la locuințele celor vizați, dar și în alte locuri, polițiștii au descoperit și confiscat peste 15 milioane de țigarete. Totodată au fost găsite sume de bani de peste 130.000 de euro. În total, 15 persoane au fost duse la audieri și riscă ani grei de închisoare dacă vor fi găsite vinovate. Nicu Șordan a dat-o pe Gabriela Firea pe mâna DNA-ului. Actualul edil al Capitalei o acuză pe predecesoarea lui că a format o schemă infracțională în ceea ce privește cimitirele din București. Nicu Șordan susține că municipalitatea a suferit astfel prejudicii de câteva milioane de euro. Am depus ieri la DNA o plângere referitoare la un prejudiciu important estimat a fi de ordinul câtorva milioane de euro pe care municipalitatea l-a înregistrat în perioada precedentei administrații. Fiind vorba de cimitirele din București, această schemă infracțională e cu atât mai cinică. Ținând cont de prevederile legale și de implicarea mai multor instituții publice în această chestiune, nu pot oferi acum alte detalii. Asigur însă bucureștenii că orice probleme de acest gen vor fi tratate cu toată seriozitatea, iar Primăria Capitalei va face toate eforturile pentru a recupera sumele de care a fost păgubită, a scris primarul pe pagina sa de Facebook. Nicu Șordan acuză fosta administrație a Capitalei de prejudicii uriașe de milioane de euro.
Primarul Capitalei spune că pe timpul cât Gabriela Firea a stat la cârma administrației bucureștene, s-au întâmplat nelegalități în ceea ce privește cimitirele. Nu este prima astfel de plângere pe care Nicușor Dan o face împotriva Gabrielei Firea. În 2019, când era vicepreședinte al Asociației Salvați Bucureștiul, acesta a depus o plângere penală după ce Consiliul General al Capitalei a aprobat planul urbanistic zonal al sectorului 3, prin care ar fi schimbat destinația a 6 terenuri de aproximativ 43 de hectare din spațiu verde în spațiu construibil. În aprilie 2021, când deja era primar al Capitalei, Nicușor Dan a fost audiat la DNA în legătură cu plângerea penală pe care a depus-o în 2019. El a spus că îi consideră vinovați pe fostul primar Gabriela Firea și pe fostul arhitect șef al Capitalei Ștefan Dumitrașcu. Din nou la știri, conflictul israeliano-palestinian este de neoprit. Bombardamentul din fâșia Gaza a lăsat în urmă 100 de morți și aproape 600 de răniți în urma atacurilor izbucnite acum 3 zile. Vă avertizăm, urmează detalii care vă pot afecta emoțional. Armata israeliană a bombardat masiv fâșia Gaza. Au fost folosite avioane de vânătoare, drone, artilerie și tancuri. Azi noapte, soldați israelieni au pătruns în enclava palestiniană, unde au rămas pe poziție. Surse citate de presa locală spun că deocamdată nu este vorba de o invazie. Militarii israelieni au pătruns în fâșia Gaza în cadrul operațiunilor antiteroriste pentru a opri atacurile cu rachete spre teritoriul israelian. Este prima dată de la izbucnirea confruntărilor dintre Israel și grupuri islamiste palestiniene când militari israelieni pătrund în fâșia Gaza. În tot acest timp, Hamas continuă să lanseze rachete către teritoriul israelian. Până în prezent, au fost atacate aproximativ 750 de poziții islamiste din fâșia Gaza. Locuitorii comunităților israeliene, situate în apropierea frontierei cu fâșia Gaza, au fost îndemnați să rămână în casă. Noi violențe între grupuri de etnici evrei și arabi au avut loc în cursul nopții de joi spre vineri în orașe din Israel. 3 rachete au fost lansate joi seară din sudul Libanului către Israel, care nu au provocat însă daune sau victime. Ministerul Sănătății palestinian a raportat 103 morți, printre care 27 de copii și 580 de răniți. Pe partea israeliană, focul de rachete din Gaza a lăsat 7 morți și 10 răniți. Criptomonedele se prăbușesc din nou. Elon Musk a anunțat pe Twitter că Tesla nu va mai accepta Bitcoin ca monedă de plată pentru mașinile Tesla. Anunțul a dus la scăderea monedei cu 17% imediat după aceea. Anunțul șefului Tesla a influențat prețul monedei Bitcoin, care a scăzut de la peste 54.000 de dolari la numai 45.000 de dolari. Elon Musk a fost criticat pentru decizia de a introduce Bitcoin ca metodă de plată, anunțul fiind în contradicție cu reputația sa de ecologist. Criptomoneda este o idee bună la multe niveluri și credem că are un viitor promițător, dar acest lucru nu poate avea un cost mare pentru mediu, a declarat Musk. Cotația acțiunilor Tesla a scăzut și ea cu 1,25% imediat după postarea de pe Twitter. În luna februarie, Tesla anunța că a achiziționat monede Bitcoin în valoare de peste 1,5 miliarde de dolari. Elon Musk a susținut că va vinde din monedele deja cumpărate, iar plata cu această monedă va fi reluată atunci când minarea nu se va mai baza pe combustibili fosili. Mai multe rapoarte au arătat că minarea de Bitcoin consumă energie cât o țară mai mică, precum Olanda. Peste 2/3 din totalul minatului de Bitcoin se realizează în China, unde se folosește hidroenergia în lunile ploioase, dar și cărbune pentru restul anului. Germania devine prima țară care interzice aplicației WhatsApp să colecteze date de la utilizatori. Autoritatea de Siguranță a Datelor din Hamburg a emis o interdicție de urgență pentru următoarele 3 luni și motivează că Facebook încearcă să forțeze ilegal utilizatorii să accepte noile reguli de confidențialitate. Johannes Kasper, directorul Autorității de Siguranță a Datelor din Hamburg, a emis o interdicție de urgență de 3 luni care interzice Facebook să continue colectarea datelor. Acesta a cerut de asemenea unei comisii de autorități de reglementare din Uniunea Europeană să emite o decizie la nivelul celor 27 de state membre. Kasper a motivat decizia prin faptul că noile reguli de confidențialitate ale WhatsApp care permit colectarea datelor sunt lipsite de transparență, inconsecvență și prea generale. Ordinul vizează securizarea drepturilor și libertăților a milioane de utilizatori care au acceptat termenii la nivelul întregii Germanii, a declarat acesta într-un comunicat. Final de jurnal, ne revedem în scurt timp la știrile orei 9. Pe curând!